Mama, care nu-i prea plăcea găteala, nu făcea mare caz de săptămâna regatelor de la Chaos, dar noi o socoteam ca nespus de încântătoare și ne plăcea să fim poftiți pe iahtul regal, Victoria și Albert, pe care locuiau în această săptămână unchiul Bertie și tanti Alex, după câte țin minte. Nimic în lume nu-i mai minunat ca un vapor englez. Cuirasat sau yacht sunt potrivă de fermecătoare și niciun marinar în toată larga lume nu poate sta alături de un marinar englez. Toți marinarii sunt bine, dar britanicul Blue Jacket are întrânsul nu știu ce anume care îl deosebește de alții, făcându-l să fie marinarul englez. Britanicul Blue Jacket face parte din amintirile cele mai vii ale copilăriei mele și va apare într-un chip sau altul în multe din aceste file. Chaos era un prea frumos orășel port, cu străzi înguste, case cu fațade de lemn și, după câte mi-aduc aminte, cu prăvălii încântătoare. Trebuie să nu uităm că aceste amintiri sunt de acum vreo 40 de ani. Și nu știu deloc dacă și astăzi Chaos e încă ce era atunci sau dacă progresele moderne i-au schimbat înfățișarea. Una din marile atracțiuni ale drumului spre Chaos era faptul că trebuia să trece apa pe un pod plutitor. În timpul fluxului era întotdeauna multă apă între țărm și pod. Caii și mai ales frumosul Vaisroi, numit Schiti, făceau mare tămbălău când era vorba să treacă micul braț de mare și parcă auzi și acum împroșcarea apei când, în sfârșit, caii se înduplecau să-l treacă, precum și scârțâitul pietrișului Luciu sub roți și duduitul podului Agol sub copitele cailor. Trăsura făcea un salt, care ne arunca unii peste alții cu țipete de bucurie. Apoi venea zgomotul lanțului, strâns în colăcit, când începea podul să se urnească, tropăitul nervos al copitelor, nerăbdarea și răzvrătirea lui Schiti, zângănitul zăbalelor și glasul împăciuitor al lui Robert. Huuu, huuu, mătușică, Stai binișor, fetică! Dar trebuie să o spun, Schiti nu era nici de cum o fetică, ci un adevărat vaisroi, adică ceea ce bătrânul șef al grajdurilor regale numea un cal întreg. Coborârea de pe podul plutitor era repetarea urcării pe dânsul, un tropăi de copite, un hop al trăsurii, un scârțâit de roți pe pietriș, o împrășcătură de apă și iată-ne dincolo. Tantia Alex, pe Victoria și Albert, era tot atât de răpitoare ca și în rochia ei ca din timpul petrecerilor vânătorești de la Eastwell, însă pe iaht ni se înfățișa de obicei ca o viziune albă ținea totdeauna în brațe un cățeluș pe chinez, iar cele trei verișoare ale mele, Luiza, Victoria și Maud, erau totdeauna în preajma ei, puțin mai departe, și ele îmbrăcate în alb, de o prospețime neatinsă, cu pălăriile zise de marinar, socotite ca mai potrivite pe bordul unui iaht. Nu ți-o minte cum ne îmbrăca mama în asemenea împrejurări, dar desigur, nu în alb, căci avea o ciudată aversiune contra rochilor albe pentru ficele ei și poate tocmai de aceea dorința mea cea mai vie era o rochie albă. Mă vedeam în vis cu o rochie albă și îmi închipuiam că mi-ar ședea mai bine decât orice altă culoare. Eram o fetiță cam cochetă și hainele aveau pentru mine multă însemnătate. Dar mama, ale cărei păreri în privința îmbrăcăminții sale erau ciudate, le avea și în privința noastră. Albul, nu știu din ce pricină, era lucru oprit. Aceasta mărise într-atât prețul culorii emblematice a nevinovăției, încât pismuiam chiar și pe școlărițele din Coburg când în zilele de sărbători școlare defilau de-a lungul pieței în sunetul fanfarei gătite în rochii de tulpan alb scrobit, cu ciorapi albi de bumbac și mănuși albe tot de bumbac. În adevăr, mare trebuie să fi fost dorul meu de o rochie albă ca să fi putut pismui pe micile mele vecine în astfel de podoabe. Dar să ne întoarcem la săptămâna regatelor de la Chaos. Unchiul Bertie, pe frumosul lui yacht era o strălucită întrupare a râsului și a voiei bune. În costumul de săvârșit, potrivit cu împrejurarea, arăta o glumeață bunăvoie regală față de nepoțelele lui. Ne ciupea de bărbie, ne trăgea de urechi în chip prietenos, făcea glume pe la noastră, și apoi râdea în felul lui pe care, din nenorocire, nu-l pot pe hârtie. Râsul lui era o explozie de voioșie care încrețea toată fața într-o sută de cute mici. Nu prea eram sigure dacă ne plăcea sau nu unchiul Bertie. Prea ne lua de sus, prea părea că domnește peste toată lumea și nu eram încă destul de mari ca să fim înrăurite de farmecul lui. Cele trei verișoare erau foarte bune, dar și ele se purtau cu noi ca și cu niște copii ce eram, ceea ce făcea să simțim dureros inferioritatea noastră față de cei cinci până la zece ani cu cât ele ne întreceau. Avea obiceiul să-mi zică, drăguță mică Missy, și într-o zi, vară mea Luisa, mai târziu ducesă de fif, îmi dărui nu știu ce animal mic de porțelan după care mă înnebuneam. Un moment plin de încântare era acela când verișoarele ne duceau în cabinele lor pline de toate comorile ce-și poate cineva închipui, căci în acele vremuri era o nebunie cu moda de a colecționa orice fel de bibelou. Familia de Wales, cum o numeam ca să deosebim de verii noștri de Cono, Albany și Battenberg, avea un talent special pentru colecționarea comorilor. Noi rămâneam cu gura căscată în fața bogăției acestor colecții. Animale de bronz, de porțelan, de piatră, șiruri întregi de mici vaze, micuțe rame de fotografii, minunate acuarele, înfățișând grădini sau femei cu chip frumos, sau câmpii pline de zarnacadele galbene, sau Castelul Windsor zărit prin ceață, portretele cailor favoriți, ale câinilor preferați și ale celor mai scumpi prieteni și peste tot, zâmbind deasupra tuturor celorlalte ființe și lucruri, frumosul chip al mătușii Alex, care, chiar în fotografie, triumfa și domnea ca lumina soarelui. Verișoarele noastre de Wales avea obiceiul special de a adăuga dragă mititică sau biată mititică la fiece frază când vorbeau cu cineva. Vorba lor era totdeauna în ton minor și în surdină, dacă mă pot exprima astfel. Aceasta dădea o însușire deosebită tuturor convorbirilor cu ele și pe mine mă făcea să simt în chip ciudat că viața ar fi minunată dacă n-ar fi așa de tristă. De ce să fi fost triste verișoarele noastre de Wales? Aceasta nu mi-o pot lămuri. Tantie Alex niciodată nu mă făcea să simt așa ceva. Până la sfârșit a fost în tanti Alex ceva neînvins, ceva fermecător care o asemăna cu o floare. Te umplea de aceeași bucurie ca un trandafir frumos, ca o orhidee rară sau o garoafă neîntrecută era ca o floare îngrijită de un grădinar cunoscător al tuturor tainelor meșteșugului lui. Îmi aduc aminte în deosebi de mâinile ei lungi, de o formă desăvârșită, mâini care au rămas tot așa de tinere ca și obrazul ei. Purta totdeauna o brățară în chip de șarpe de aur, încolăcit de mai multe ori în jurul brațului stâng, mi se pare. Șarpele avea în cap o piatră scumpă colorată. Această brățară părea într-atât că face parte din ființa mătușii Alex, încât ai fi crezut că crescuse chiar în carnea ei. Surzenia de care suferea părea că adaugă ceva farmecului ei, așa cum ușoara ei șchiopătare, felul cum intra pe ușă, era ceva fără seamăn. Iar zâmbetul de bună primire lumina totul împrejur. Toți ochii se îndreptau spre ea, și duioșia ei era tot atât de mare ca și frumusețea. Era statornică și iubitoare, iubea pe tineri ca și pe bătrâni. Toată lumea pe lângă ea se simțea fericită. Era izvor de lumină frumoasă, frumoasă, regina Alexandra! Fie pe veci binecuvântată amintirea ta pentru nespusa fericire ce o hărăzea chipului tău și ființa ta lumii care pare mai săracă de când ai părăsit-o. Îmi pare că va trebui să părăsesc în curând Osborne și să mă îndrept spre alte locuri, dar vreau mai înainte să pomenesc de un minunat cal de muncă, premiat, un armăsar pe care l-am văzut într-o fermă a bunicii, de o mărime nemaipomenită, gâtul lui era neînchipuit de gros și copitele păreau ca patru stânci. Avea ochii blașini și o șuviță din coamă ce i pe frunte îi dădea o înfățișare încântătoare. Era o splendidă făptură. Eu îl iubeam cu un sentiment de și admirație. Mi-aduc aminte cum mă apropiam de el și îi sărutam umărul mătăsos la care abia puteam ajunge. Ba, îi știu încă și numele, îl chema Împăratul Hitching, nume pe care îl socoteam cu totul nevrednic de frumusețea lui, mai ales pentru că cei ce prezentau. Admiratorilor pe frumosul animal nu pronunțau litera H, astfel încât numele rămânea cu atât mai nedemn de el. Împăratul Hitching și poneiul Izabel, înhămat la trăsurica bunicii, s-au ivit mereu în visurile mele timp îndelungat și născoceam nesfârșite întâmplări în care rolul principal era jucat de încântătoarea ființă elefantină. Un alt mare prilej de admirație în ferma de la Osborne, taurul spaniol. Splendid specimen, cenușiu ca piatra, cu coarne uriașe. Își purta capul ca un monarh și te privea cu un neasemănat dispreț, în care se amesteca și mânie. Această făptură împărătească nu putea fi văzută decât de departe, fapt care mărea în fiorarea ce o pricinuia. Încă o amintire de la Osborne, o alee de conifere care ducea către castel. Unele din ele, dacă nu mă înșel, erau de un albastru argintiu. Nu știu din ce specie făceau parte. Mi se pare că niciodată nu mi s-a spus numele lor. Pe semne, pe vremea aceea, nici nu întrebam. Dar ce mi-a rămas pe veci neuitate sunt micile conuri de un roșu strălucitor care creșteau pe ramurile cele de sus, așezate în șiruri, ca soldații la paradă n-am văzut niciodată ceva mai frumos decât contrastul acela între roșul aprins și albastrul argintiu. Nicăieri n-am mai întâlnit astfel de conifere. Mă duceam să mă uit la ele de cât ori puteam. Mă într-un chip de nedescris. Dar când voi putea vreodată pomeni de toate lucrurile fermecătoare care făceau din copilăria mea ceva așa de neasemănat, și din fiecare zi, prilejul unei minunate întâmplări? Fie ce lucru are o descoperire, o bucurie, o desfătare, dar câteodată era și durere și amară. Dezamăgire. Întotdeauna, faptul de a zice adio unui loc sau unei ființe a fost pentru mine un adevărat chin. Sunt din fire statornică și mă leg adânc de ceea ce iubesc. Rădăcinile mele se întind departe și smulgerea lor e o nemiloasă durere. Îmi place să mă duc de colo-colo, dar să nu părăsesc nimic. Îmi pare rău să plec chiar din locuri pe care nu le iubesc cu adevărat. Nu știu de ce și aceasta mă doare. E o durere de a părăsi orice. Aș vrea să nu las niciodată nimic în urma mea. Și totuși, în viața toată, nu facem nimic altfel. Orice adio cuprinde întrânsul ceva din sfârșirea morții. Oricât de mare este nădejdea și optimismul cu care privesc viața, nu mă pot împiedica de a simți că nu ne putem întoarce înapoi și că nicio clipă nu poate fi trăită a doua oară. Timpul lunecă, te duce cu sine tot înainte și ce a trecut, e trecut. Rămâne numai amintirea, o amintire scumpă, neprețuită, Adesea înfrumusețată prin depărtare, totuși, numai amintirea, umbra sau lumina unui lucru care a fost și nu mai e. Nu e chip să oprești în loc nici zilele, nici anotimpurile, nici anii. De asemenea, nici copilăria, tinerețea sau animaturi. Timpul este un mare dușman care ne împinge înainte atunci când am vrea să ne oprim. Dar tot el e marele nostru prieten și tămăduitor când e vorba să biruim necazul și durerea. Am cunoscut și eu mai multe dezrădăcinări, mai multe despărțiri și părăsiri și toate au fost dureroase. Când eram de vreo 12 ani, Tatăl meu fu numit comandor al flotei mediteraneene, având Malta drept cartier general. Aceasta a dus o schimbare neașteptată în viețile noastre. Părăsirăm Istuel. Frumosul Istuel, cu marele castel de piatră cenușie, cu splendidul parc cu turmele de cerbi și pitoreștile vascoțiene, cu lacurile, cu păduricea și grădina, cu bătrânul cedru, locașul nostru năzdrăvan, Eistuel, casa în care m-am născut, cu multele camere, unele cercetate, altele necercetate de noi, apartamentele noastre de copii, camera în care ne făceam lecțiile și salonașul intim al mamei, unde ne citea câte o carte uneori seara și ne dădea voie să umblăm cu comorile de pe mesele ei, sufrageria cea mică, salonul și draga bibliotecă în care se așeza pomul de Crăciun și din care o galerie în chip de seră ducea în grădină. Această galerie, Conducea printr-o scară în cadrul de jos, la o seră mai mare, plină de ferigi arborescente. Ele mi s-au întipărit parcă mai adânc în minte, precum și pasi florele roșii aprinse de o specie nemai întâlnită a cățărate pe tot peretele de sticlă. Florile erau ca niște stele purpurii atârnate de lujerele lor agățătoare prin cotoare subțirele, puse parcă anume prea sus, ca să nu le putem atinge. Vorbind de sufrageria cea mică de la Eastwell, îmi amintesc de două ființe care au trecut din viața noastră ca două năluci. Una din ele e unchiul Leopold, duce de Albany, Cealaltă e Carlos, principe moștenitor al Portugaliei, care mai târziu, ca rege, a fost ucis împreună cu fiul său pe când treceau în trăsură prin străzile Lisabonei cu prilejul unei festivități. Regina și al doilea fiu al ei se aflau în aceeași trăsură. Viteaza regina Amalia salvă pe tânărul Manuel, sculându-se de la locul ei, și izbind în față pe ucigaș cu buchetul din mâna ei, înainte ca el să poată face o a treia victimă. Noi copiii aveam obiceiul să luăm parte la micul dejun de dimineață în timpul petrecerilor de vânătoare. Mama care se scula de vreme prezida aceste dejunuri. De fapt, ea era totdeauna cea din tâi la masă. Punctualitatea ei ajunsese un fel de manie că sosea totdeauna cu 10 minute înainte de timpul cuvenit. Oricât ai fi încercat, nu îi zbuteai să ajungi înaintea mamei și totdeauna eram mustrate pentru întârziere. Atât de severă a fost educația ce ne-a dat-o în privința punctualității, încât toată viața mea, am păstrat un sentiment de îngrijorare și aproape de vinovăție în privința timpului. Pierderea a cinci minute îmi pare aproape o crimă. Până în ziua de azi, conștiința nu mă lasă în pace dacă întârzi o clipă doar. Unchiul Leopold era fiul cel mai tânăr al reginei Victoria. Se născuse foarte plăpând, și suferea de hemofilie. Cred că nu a trecut mult peste vârsta de 30 de ani, însă se însurase și avea doi copii, o fată și un băiat care se născu după moartea lui. Unchiul Leopold era preferatul mamei dintre toți cumnații și cumnatele. Neputând din pricina boalei lui să practice sporturi, ajunsese un erudit. Și era mare amator de artă. Cred că inteligența lui îl făcea atât de drag mamei, n-am despre dânsul decât o amintire foarte ștearsă. Că și n-am păstrat nimic decât trecătoarea lui Tovărășie în sufrageria de la Istuel. Cu toate că era mai totdeauna pradă suferințelor, era vesel, și hăzos și îi plăceau mult glumele. În dimineața de care mi-amintesc atât de bine, veni la dejun, ținându-și Batista la gură și zicând că tocmai îi căzuse un dinte din față. Consternarea și îngrijorarea printre cei mari așezați în jurul mesei, căci pentru unchiul Leopold, bolnav de nemiloasa hemofilie, era de cea mai mare însemnătate să nu sufere vreodată o lovitură sau o rănire, ni să cadă sau să-și facă vreun rău. Orice lovire sau zgârietură îi erau primejdioase. Mama, gazda, era cea mai tulburată. Îl rugă să-i arate unde îi lipsea dintele. Unchiul Leopold își scoase de la gură Batista plină de pete roșii și, în adevăr, se vedea o mare gaură neagră. Lipsea unul din cei doi dinți din față. Toți se grămădiseră în jurul lui punând întrebări, propunând leacuri, când odată el îi în râs. Fusese o farsă copilărească. Gaura neagră din gură era o bucată de plasture, iar petele de pe batistă vopsea roșie. Ha, fiecare se întoarse la loc, scăpat de îngrijorare. Mama însă era plină de indignare. De o parte adevărată, pe de alta prefăcută. Îl mustră zdravăn pentru faptul de a fi pricinuit astfel de emoție rudelor care îl iubeau. Și mama niciodată nu mustra pe jumătate. N-am nimic deosebit de povestit despre Carlos, principele moștenitor al Portugaliei, decât că nu prea știu pentru ce prinseseră mare drag de dânsul. Avea părul cel mai bălai pe care îl văzusem vreodată, aproape alb și creț. Obrazul lui avea o culoare sănătoasă, trandafirie, ochii erau foarte albaștri, începuse de pe atunci a se îngrășa. Glumea cu noi copiii și cu toate că eram foarte sfioase, când ni se spuse că este văr și că îl putem săruta, declararăm că are obrajii plăcuți și netezi, ca niște pernuțe de înfipt ace. De ce pernuțe de înfipt ace? Era modul nostru de a ne înfățișa ceva moale. Nu știu, însă faptul de a admite că obrajii lui erau ca niște astfel de pernuțe era un semn de aprobare, și de câte ori spunea că avea să ne arate ceva deosebit, ne grămădeam toate în jurul scaunului lui. Într-o zi, aplecându-se în jos, aproape până sub masă, scoase din buzunar câteva cartușe. Asta era tot. Dar noi pufnirăm de râs și eram încântate, numai și numai pentru că ne era drag. Astfel, toate glumele lui, chiar cele mai nesărate, ni se păreau de toată nostimada. E ciudat cum unele imagini din trecut rămân neclintite, și când altele se șterg cu totul ca și când n-ar fi fost. Sufrageria din Eastwell însă totdeauna îmi aduce aminte fețele acestor musafiri atât de deosebiți. O amintire tragică e legată de viața noastră la Eastwell, moartea nanei noastre, Pete Catley. Mi se pare că a murit de cancer, dar e așa de mult de atunci încât nu mai știu bine. Și poate n-am știut niciodată adevărul. Grozav de bolnavă a rămas la postul ei până la sfârșit. Sora mea, Beatriz, era pe atunci o copiliță mică de tot și țiu minte pe Nana, umblând cu ea în brațe noaptea când fetița n-avea somn, de colo-colo, mereu, cântând cetișor, și scăpându-i din când în când grozave gemete dureroase, pe care își închipuia că nu le auzim, pentru că ne credea adormite. Niciodată nu voi uita tragicul ei umblet în lung și în lat, într-o odaie în care ardea numai o candelă, cu copilul plângând în brațele ei credincioase. Sclavă datoriei, nu vrea să renunțe la ea cu nicio zi înainte de a o părăsi puterile. Când istovira, o să se lase de muncă. Acestea trebuie să se fi întâmplat primăvara, că sora mea, Baby, se născuse în ziua de Paște. În toamna aceluiași an, la 15 noiembrie, Nana murit la noi în casă. Nana a fost prima ființă moartă pe care am văzut-o. Ne duse răsus în camera ei ca să fim de față la o mică slujbă religioasă citită la capătul ei. Revăd parcă încă chipul ei împăcat, liniștit, dar strașnic de sever și grozav de impunător. O străină și totuși oarecum tot draga și bătrâna noastră Nana. N-am nicio idee de vârsta ei de atunci. Noi ni se părea bătrână, cred însă că abia ajunsese la vârsta mijlocie. Am plâns atâta încât au trebuit să ne scoată din odaie și multă vreme nu ne-am putut mângâia. Pierderea nanei era în adevăr dureroasă. Mama de atunci nu mai luă pentru noi o adevărată dădacă, ci numai cameriste. Aveam atunci nouă ani, mi se pare. Sora mea, Daki, declara totdeauna că surioara B era un copil atât de răsfățat, numai pentru că nu avusese niciodată o adevărată nană. Și e probabil că avea dreptate. Baby B era o fetiță neobișnuită de deșteaptă, dar și neascultătoare. Și mama care își bea peste seamă mezina, niciodată nu arăta față de ea asprimea cu care ne crescuse pe noi cele mai mari. Nu mi-aduc aminte în ce timp ne luară rămas bun de la Istuel. E cam nelămurit în mintea mea legătura dintre Istuel și Malta și nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva între timp. Mama nu mai e pe pământ ca să-mi spună amănuntele uitate și nu mai e nimeni în viață care ar putea să mi le amintească afară de surorile mele dar ele fiind mai mici decât mine, desigur că sunt și mai nelămurite în această privință. Trebuie să fi mers pe 12 ani. Ceea ce mi-amintesc bine e faptul că Mamzel Heims, guvernanta noastră, ne-a hotărât să dăruim cea mai mare parte din jucării și comori în loc de a lecăra cu noi tot drumul până la Malta. Era, desigur, o povață înțeleaptă, dar ne mari jertfe și multă durere în suflet. Două erau îndeosebi, comorile la care țineam mai presus de orice. Prima era statueta unui cal alb ca laptele, așezată pe o scândurică presărată cu ceva ce semăna pulbere de oțel. Minunea asta, făcută mi se pare dintr-un fel de mucava, părea totuși în ochii noștri cea mai înaltă expresia de săvârșirii. Modelat cu meșteșug, era tot așa de frumos ca vestitul schiti însuși, doar că era bălan în loc să fie negru. Avea nasul trandafiriu și ținea piciorul de dinainte cam ridicat în sus, parcă ar fi frământat aerul, iar coama și coada erau lungi și ondulate. Era o făptură fără cusur și ar fi putut în adevăr aparține reginei zânelor. Pentru a mă despărți de această minune, îmi trebuia și tărie și jertfire și mari consfătuiri avură loc pentru a hotărâ cine era vrednic să devină stăpânul unei astfel de comori. În sfârșit, Cine știe din ce pricină, fu ales fiul dulgherului nostru, Jones. Nu pot să-mi închipuiesc alt motiv pentru această alegere decât că ne plăcea tatăl său, Jones. Era un om palid, fără sânge, cu o barbă oacheșă, obrajii subțiri și ochii triști, dar în casa noastră el era una din autoritățile de seamă. Jones, ca toți dulgherii, era prietenul copiilor. Despre Jones Junior nu mi amintesc nimic. A doua comoara a mea era ceva cu totul deosebit. O mică bombonieră dintr-un metal imitând aurul, o micuță cotie rotundă în filigramă, împodobită cu imitațiuni de peruzele. Îmi închipuiesc că la drept vorbind, nu era decât un biet fleac destul de urât. Dar eu o prețuiam această cutie. Parcă ar fi făcut parte din comoara bazilicii Sfântului Marcu din Veneția. O pescuisem într-o zi la noroc, din butoiul de tărâțe plin cu surprize, la o mare petrecere de copii dată la Londra, de o doamnă care locuia lângă Battersea Park. Mi-aduc aminte de această petrecere din pricina unei fraze rostite de gazdă. La plecare ne spuse Dacă mai treceți vreodată pe aici, să nu cumva să nu intrați să ne vedeți. Făgăduiți-mi că o veți face. Bineînțeles, făgăduirăm foarte sfioase că așa vom face. Și de atunci, de cât ori treceam pe la casa ei, nu mi-aduc aminte numele gazdei noastre sau poate că niciodată nu l-am știut. Mă simțeam vinovată pentru că nu ne opream să ne ținem făgăduia la dată și eram foarte sigură că doamna ne poftise cu tot din adinsul să mai venim la ea. Ba, chiar mă feream cât puteam să trec pe acea stradă prin fața casei ei, de teamă să nu vadă cât eram de necredincioasă făgăduielii date. Nu pot începe povestirea amintirilor mele din Malta fără a vorbi mai întâi de Clarence House din Londra, reședința ducelui de Edinburgh și la care nu renunțară împărăsind Eastwell Park. Trebuie tot deodată să pomenesc de un lucru care lămurește ciudat dualitatea vieții noastre, petrecută după plecarea din Malta, când în Germania, când în Anglia. Principele consort, Soțul reginei Victoria era fratele mai mic al ducelui, Ernst de Saxa Coburg. De ducele Ernst voi vorbi mai târziu, căci era o personalitate însemnată și de pe acum aparține într-atât istoriei, încât mă voi simți îndreptățită să povestesc despre dânsul multe și ciudate istorioare. Aici voi pomeni numai de faptul că nu avea copii din care pricină atât ramura engleză cât și cea germană a familiei, hotărâse ca al doilea fiu al reginei Victoria să fie moștenitorul ducelui de Coburg. Toate acestea, bineînțeles, fusese stabilite de părinții tatălui meu, fără a se lua părerea lui. Nu-l întrebase nimeni dacă era pe plac această hotărâre se decretase doar de ambele familii că așa va fi. Din această pricină trebuia ca singurul nostru frate, Alfred, să fie crescut în Germania, deoarece avea să fie mai târziu principe domnitor în această țară. Aceasta lămurește pentru ce am fost așa de des despărțite de Alfred care nu ne însoții în toate colindările noastre din Londra, Malta, Osborne, Rusia și Coburg, ceea ce ar fi fost, bineînțeles, dăunător unei educații regulate și sistematice. Locuința principală a lui Alfred era Coburg, unde tatăl meu clădise o casă numită Edinburgh Palace, și unde fratele meu își urma în liniște studiile sub îngrijirea unui preceptor german despre care voi vorbi pe lung mai încolo. Aceste hotărâri ne despărțiră multă vreme de fratele nostru, căruia îi se dădu astfel putința să învețe mai temeinic decât surorilor lui, lipsindu-l însă de bucuria călătoriilor hrăzită nouă. Pot să adaug aici că educația noastră se făcea cam la noroc, datorită multelor peregrinări, deoarece trebuia mereu să o luăm de la început cu alți profesori și cu alte metode, ba chiar în altă limbă și niciodată multă vreme în șir. De fapt, educația mea a fost mai mult decât fărâmițată și mă bate gândul că nimeni dintre profesorii mei sau profesoarele mele nu erau cu adevărat destoinici. De altfel, niciunul nu a prins în mine dragoste de învățătură. Oricum ar fi, când mă căsători la 17 ani, nu cântărea prea greu belșugul de cunoștințe ce mi se dăduse să mă însoțească în cale. Însă desele călătorii ne învățară multe, care nu le-am fi putut învăța pe băncile unei școli. Când eram copile, ne displacea adânc Londra era totdeauna o durere pentru noi, de câte ori venea vremea să părăsim Eastwell și bucuriile vieții la țară pentru Clarence House, funingina, fumul și mai ales plicticoasele plimbări în Green Park pe care nu îl puteam suferi. Clarence House e lipit de Palatul Regal St. James și are în comun cu dânsul o largă întindere de grădini din care priveliștea se întinde asupra bulevardului Mold. Una din neplăcerile Londrei era murdăria la care ne expunea funinginea. A cădea pe jos la Londra însemna mari pete negre pe rochii, pe genunchi sau pe ciorapi. Și era acea funingine atât de unsuroasă încât nu o pot uita nici acum. Totuși ne plăcea foarte mult să ne jucăm în grădinile Palatului Buckingham, în loc de a ne plimba în nesuferitul Green Park, dar ne aduceam hainele în așa hal, încât totdeauna ni se punea un șorț pe care ni-l scotea când trebuia să trecem drumul la întoarcerea acasă. Grădinile Palatului Regal Buckingham erau imense, pline de ascunzători tainice și apoi mai cuprindeau și un lac mare. Locul favorit al plimbărilor noastre era partea unde se afla o mare păsărărie, așezată pe un fel de mic deal, ascuns de niște tufișuri nemaipomenite funinginoase. Micul deal era partea cea mai murdară, cea mai neagră din tot parcul și mulțimea păsărilor care trăiau acolo adăugau și mai mult la necurățenia lui dar noi găseam un farmec fără seamăn în acest colț murdar. Botezasem dealul păsărăriei Alpi și ne închipuiam cu mare încântare că facem turism alpin, adică ne urcam pe coasta neagră a dealului sau ne scoboram alunecând pe povârniș, astfel încât ne murdăream într-un hal de nedescris. Afară de asta, trăiau acolo păsări de toate soiurile, păuni, fazani argintii și aurii și tot felul de rațe și de gâște care notau de colo-colo pe lac. Pe albii noștri găseam minunate pene, încântătoare comori cu culori nespus de frumoase. Dar niciuna nu întregea acele ale păunului, care totdeauna mi-au părut neasemănate și cu un farmec ca de basm, cu ochiul lor minunat de pe fiecare pană și culorile lor dumnezeiești. Am o amintire foarte nelămurită despre jocurile noastre, dar știu că erau încântătoare și pline de mister și se împleteau într-o poveste întreagă pe care în fiecare anotimp o reluam de la capăt. Eram copii plin de imaginație și fiecare își avea rolul și îl juca pe cât de conștiincios putea. Trebuie să mărturisesc că niciodată nu primeam un rol neînsemnat. Eram totdeauna unul din personajele cele mai de seamă, dacă nu cel mai important. Și de câte ori se întâmpla să fie o regină în joc, eu îi jucam rolul. Ne plăcea să ne costumăm și noțiunea mea despre regine consta într-o rochie cu trenă lungă, atârnând după mine pe podele. Dar acolo pe albi, alte roluri erau jucate, căci o trenă nu și-ar fi avut locul. Eram haiduci sau exploratori, pirați sau pionieri și de câte și mai câte. Îmi aduc aminte de indignarea mea în chestiunea trenelor, când mi se spuse că păunul care pășea atât de falnic și biruitor prin domeniul nostru funinginos era partea bărbătească, nu cea femeiască. În închipuirea mea, păunul era regina lumii păsărești și splendida coadă pe care o tăra după dânsul era trena regală a maestății sale regina. ce trebuia unui bărbat, fie el chiar regele păsărilor, o așa nemaipomenită podoabă. Mai târziu, când Rostan scrise celebrul lui Chantecler, făcui mult haz, văzând că împărtășea aceeași logică în privința podoabelor și că dăruise făzăniței pe najul soțului și stăpânului ei. Grădina palatului Clarence era mult mai mică și mai puțin ispititoare decât cea a palatului regal Buckingham. Era bine întreținută și nu cuprindea unghiere tăinuite. Afară de capătul cel mai depărtat, unde bătrânul principe Leiningen și fică sa Feo aveau un atelier de sculptură. Această parte a grădinii ținea de St. James Palace și nu de Clarence House. Dar nu era altă despărțire între amândouă decât vreo câțiva pomțe poși ce ascundeau banca de lemn a atelierului. Aici era pentru noi lumea descoperirilor, unde puteam culege minunate fragmente de marmură, care semănau a polei presărat cu zăpadă și unde puteai să-ți turtești nasul și să-ți îl înnegrești pe un geam lăc prin care furișai o privire asupra tainicelor lucrări ce se desfășurau în dosul ferestrelor. Aici descoperirăm noi niște nemaipomenite arătări, unele de lut, unele de teracotă roșie, altele de marmură cu picățele negre și altele învelite în cearșafuri murdare sau în pânze ude, din pricina cărora păreau niște vedenii ce te urmăreau. Mai era și un miros de pământ ud și de gips, nu prea plăcut, însă foarte ademenitor, pentru că bănuiam că înseamnă ceva. Anume ce însemna, nu știam, dar cuprindea întrânsul într-o câtva creația, amintirea nemuritorului olar când mânuiește lutul. Cu toate că nu înțelegeam acestea decât în chip nedeslușit, Simțeam subconștient că acel ceva era o parte din lutul întrebuințat de la începutul vremurilor pentru creație, pentru a plăsmui chipuri cuprinzând întrânsele o viață tăinuită. Poate că Pigmelion ar fi putut să ne lămurească, dar, din nenorocire, nu trăia în timpurile noastre. Și bătrânul conte Leiningen, stăpânul acestui locaș, cu toate că ne era unchi în al șaptelea neam, n-avea o fire primitoare și nu ne prea îmbia să dăm târcoale împrejurul domeniului său. Palatul Clarence House nu era cu totul lipsit de farmec, cu toate că era funinginos de sus până jos și că orice atingeai îți înnegrea degetele. Avea un miros deosebit, al lui un amestec de ceață, de lemn de stejar, de fum de tutun și un fel de parfum rusesc pe care mama îl ardea prin odăi. Mai era și un anume parfum special apartamentelor mamei, o mireasmă foarte plăcută de piele rusească și de lemn de cedru, legat de mobilele aduse de dânsa din depărtatul Petersburg. Colțul cel mai ademenitor se afla în atacul mamei. Loc umbrit în care și-a toate icoanele. Cu cea mai mare Evlavie, în care se amesteca și curiozitatea, ne apropiam de câte ori îndrăzneam de acest tainic unghier și ne uitam lung la multele și minunatele icoane. Trei din cele mai venerate erau împodobite cu raze de diamante așezate deasupra capului sfinților ca un soare mititel, iar fiecare soare avea drept centru o minunată piatră nestemată, un mare safir, rubin sau smaragd. Farmecul lor cu cernic era de nedescris. Toată nemaipomenita bogăție a Rusiei se revărsa din neasemănata strălucire a razelor de diamant bătute deasupra capului sfinților. Colțul icoanelor, fiind întunecos, dădea sclipirii lor și mai mult farmec. Tot acolo ardea o candelă mică lângă portretele părinților mamei pe patul de moarte. Ardea ca un ochi statornic, veghind asupra unor taine, pe care niște copile ca noi le puteam simți, însă nu le puteam pătrunde. În afară de icoane, mai era un atacul mamei, două tablouri care ne vrăjeau. Unul din ele înfățișa o femeie frumoasă, de bună seamă o sfântă, purtând în mână o mică lampă de catacombă, a cărei lumină se răsfrângea pe chipul ei de jos în sus, făcându-l să pară nepământesc și străveziu. Celălalt, atârnat și el într-un ungher umbrit, reprezenta un colț din mănăstirea Sfântului Apostol de Eremia din Palermo. Erau numai câteva coloane, cu un luger ce se încolocea în jurul uneia din ele și un enorm dovleac așezat pe o parte din balustradă. Strălucirea soarelui în acest tablou era înfățișată în mod măstrit, și scotea la iveală deosebirea dintre umbră și lumină în chip uimitor. Acest tablou avea o înrăurire fermecătoare asupra noastră cuprindea întrânsul ceva tainic și de plin mulțumitor. Mi se pare că astăzi îl are sora mea, Daki. Niciodată n-am uitat unele tablouri pe care le-am văzut în copilărie. Mi-au rămas de apururi în minte. Despre unul din ele vreau să vorbesc aici, pentru că îl văd tot atât de limpede ca și atunci când eram o copiliță. Dacă nu mă înșală memoria, l-am văzut într-o expoziție anuală la Berlin. Ne aflam la Berlin, unde nu prea mergeam pe atunci. N-aș putea să lămuresc mai bine, totul a rămas ca într-o ceață. Nici măcar nu mi-aduc aminte cu cine eram. Îmi amintesc numai de două tablouri. Unul înfățișa un copil mic, îmbrăcat sărăcăcios, care mângâia cu nesfârșită compătimire un cerb mort atârnat pe un zid. Chipul copilului arăta o milă duioasă și nu știu cum, dar privind acel tablou simțea mai doma ce simțea copilul. Iar celălalt tablou, cel de neuitat, era o mare acoarelă italienească purtând titlul următor Mia povera Maria înfățișa un fel de paraclis pustiu, clădit din piatră neșlefuită. Poate era partea din fața unei biserici în care era așezat un sicriu acoperit cu flori. O copilă moartă zăcea în sicriu. Chipul ei era de ceară, părul negru și abiei se zăreau printre flori mâinile împreunate. Un tânăr în haine țărănești era îngenunchiat lângă sicriu, cu fața ascunsă în flori, într-o mișcare ce arăta o covârșitoare de sperare. În fund sta o bătrână semănând avrăjitoare, care și încălzea mâinile la un brazero și privea la disperarea tânărului cu ochi prea obosiți pentru a mai arăta vreo suferință. Acest tablou Puse puternic stăpânire pe mine. Nu putea nimeni să mă depărteze de el. Cuprindea o lume de durere care mă mișca până în adâncul inimii, și apoi era, desigur, opera unui mare artist. Această pânză m-a urmărit mereu de atunci. Mulți ani după aceea, i-am găsit, nu știu unde, fotografia dar din nenorocire, originalul nu l-am mai revăzut. În firea mea n-a fost niciodată nimic morbid, dar orice tablou reprezentând durerea sau moartea mă mișca în mod straniu și mai îndeosebi când înfățișa o durere mută. Totdeauna cumpăram acele tablouri dacă se putea Țin minte că am luat bilete la loterie la acea expoziție cu speranța arzătoare de a câștiga mi-a povera Maria. De altfel poate că nici nu făcea parte din loterie. Ani îndelungați, am visat bucuria ce aș fi simțit dacă minunata acuarelă ar fi fost a mea. Dar să ne întoarcem acum la Clarence House. Deasupra scărei principale, era atârnat în perete capul unui elefant împușcat de tata în India, mi se pare. Trompa lui aproape te atingea când treceai, iar în vestibul se afla un urs ridicat pe picioarele din dărât, o fiară imensă și sălbatică, ținând cu labele dinainte o tăviță pe care vizitatorii își depuneau cărțile de vizită pentru șambelanii palatului. Toate sălile erau pline de trofee de vânătoare din diferite țări. Mai era și un manechin în armură japoneză, purtând o mască cu zâmbetul ciudat. Nu ne plăcea deloc ființa aceea slută cu orbitele de șarte. Ceea ce ne plăcea însă cu deosebire erau cele două mari saloane oficiale rar întrebuințate. Unul se chema Salonul Chinezesc, și era plin de curiozități de preț aduse din China de papa, splendide de arme vechi, bronzuri, sculpturi în filde și broderii și, după câte mi-aduc aminte, câteva neprețuite obiecte de jad. Papa era un mare colecționar de antichități și foarte bun cunoscător de artă. La moartea lui, colecțiunile sale, din nenorocire, nu ne rămaseră nouă ci trecură, nu știu din ce pricină, în mâinile unchiului Bertie, pe atunci prins de gal. Al doilea mare salon era plin de obiecte de preț aduse de mama din Rusia. Tot felul de obiecte sculptate și ornate cu nenumărate pietre, pe jumătate prețioase din Ural. Tăvi și vaze, cupe și cești, ouă de paște și întregi servicii de birou sau de toaletă, și o colecție deosebit de prețioasă de obiecte de orleț, o piatră extrem de dură, trandafirie închis, cu vine cenușii. Noi ne plăcea foarte mult să mânuim aceste comori, dar trebuie să adaug că nu aveam voie să le atingem. Totuși, nu pot afirma că țineam întotdeauna seama de această poruncă. Ispita era prea mare.